Viitorul este mai aproape decât credeam. În ziua în care oamenii își vor tăia porcul printr-o aplicație de Facebook, vom ști că lumea noastră nu va mai fi niciodată la fel. Toți țăranii vor fi conectați la rețea și vor da share la pozele cu șorici. Dar oare vor mai exista țărani în viitor? Desigur! Noi l-am cunoscut deja pe unul dintre ei. Își spune țăranul sărac, deși are o fermă la care mulți doar visează. Și-a dat seama că noua generație nu l-așteaptă, așa că s-a mutat pe internet. La 72 de ani și-a făcut un site și s-a apucat de făcut filmulețe virale în propria curte. Doar asta e ultima tehnică de promovare, nu-i așa? Bine ați venit la micul dejun! Oferta de astăzi nu este foarte variată, dar e foarte consistentă, mai ales când ai de hrănit sute de guri sau ciocuri. Dar n-aveți ajutoare? Nu vă ajută nimeni? Nu, eu le pot îndeplini ceea ce trebuie să mă ajute în ajutor, le pot face eu. Adică câte vaci aveți? 5 vaci, 200 de păsări, 30 de oi, vreo 35 de gâște, 5 câini. El este Constantin Crăciun. Până aici este imaginea perfectă a țăranului român, gospodar și harnic. Tot satul îl știe de țăranul sărac. Din contră, el este unul bogat, mai ales cu duhul. Dar îți dai seama că e ceva ciudat cu acest om de cum intri în curte. În primul rând, vezi o oaie cum îl urmează precum un copil curios. Iar când nea Costică intră în casă... Oaia se numește Frumușica și singurul lucru care o ține departe de casă este că nu are o dublură la cheie. Dacă ar avea, s-ar descurca să intre. Să vedeți cum deschide singur poarta. Ați văzut-o prima dată cum a deschis invers și acum să vedeți, am un zăvor aici. Uitați-l aici. Vedeți? Da. Uitați-l. Uitați-l. Poarta este deschisă, da? Da. Și acum eu trec dincolo... Ca să vă demonstrez ce oaie deșteaptă avem noi în gospodărie. Uitați, ea este închisă. Da. Vedeți? Uitați. Frumșica! Pitița lui tata. Pentru asta capiți desertul. Gata, hai frumșic, hai fetiță, hai. Hai la tata, hai. Există o oaie mai deșteaptă decât Frumșica. E chiar fiul ei, Vasilica. Vasilica, ți-i poate ajunge? Ce ai, mă, Vasile, mă? Vasilică. Dacă ați ști voi ce poate să facă Vasilică... Vasilică! Vasilică! Așa ceva ar deveni viral pe internet, nu-i așa? Asta și-a spus și nea Costică. A făcut un site și și-a aplaudat corida cu Vasilică. Da, ați auzit bine. Țăranul sărac are pagină de internet proprie și tastează mai repede decât mulți funcționari din țara asta. Site-ul ei reprezintă o nouă comunicare între țăran și restul lumii. Țăranul sărac îți vorbește despre mulțul oilor și despre marketing cu aceeași ușurință. Recunoaște că internetul i-a deschis ochii către viitor. Prin site putem găsi și tractoare vechi și tractoare noi prin site. Putem găsi comunicarea cum eu vreau să modernizez acum o motocositoare. Posibilitățile sunt nelimitate. Deocamdată învață să-și administreze pagina. Are planuri mari mai târziu. Vrea să devină cel mai cunoscut țăran din România. Cu alte cuvinte, vrea să aibă propriul brand. Țăranul sărac. Un țăran care nu-și poate vinde marfa se numește sărac. Așa am ajuns noi. Deci, pentru că este vina noastră. Să știți că nu este nici ministru, nici președinte, pentru că nu ne asociem. Țăranul sărac este, de fapt, o cooperativă agricolă. Una pe care nea Costică a făcut-o să prospere prin muncă, dar și prin faptul că a ținut pas cu tehnologia. Cui veți preda ștafeta și munca dumneavoastră de viață? Ah, uite ce întrebare frumoasă. De viitor, vedeți, această ștampilă scrie prea țăranul sărac. Această ștampilă va fi predată
fetei mele, care este ultimul an de liceu și se va duce la agronomie și îmi va prelua mai departe activitatea noastră de țăran, de asociere, pentru că avem nevoie de specialiști. Fără specialiști în agricultură nu o să supraviețuim. Viitorul strălucit al companiei sale este doar unul dintre visurile țăranului sărac. El își mai dorește să introducă un nou sport în România, cel pe care l-a inventat chiar el.